Salutare, prieteni, sunt Liviu și m-am întors, oarecum. Ei bine, m-am decis în sfârșit să fac și eu un videoclip. A trecut extrem de mult timp, chiar și eu sunt surprins că reușesc să fac acest videoclip. A trecut ceva timp, de adevărat, însă mi-a venit o idee acum de un videoclip. Nu e o idee originală, e o idee furată, să zic așa. Dar înainte de asta aș vrea să spun câte ceva. Am terminat facultatea, am terminat cu masterul, am luat o vacanță după lucrul ăsta, deocamdată sunt acasă în România. N-am făcut videoclipuri pentru că, mai ales vara trecută și anul trecut, tot anul am avut treabă cu masterul, mai ales, care a fost lung de tot. Dar nici n-am mai avut intenția de a face videoclipuri, nu știu de ce, n-am mai vrut să fac, chiar dacă am fost și liber. Am preferat să mă joc jocuri sau alte lucruri care erau importante pentru mine. Dar cine știe, poate de acum încolo voi reuși să mai scot câte un videoclip, poate odată la 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni, o lună, cine știe, nu se știe niciodată. Depinde cum am eu motivația să fac aceste videoclipuri. Pregătesc, am în minte acum un videoclip care e posibil să apară la un moment dat. E vorba de, vă dați seama, de generația 8, că a apărut generația 8 a Pokémon Sword și Pokémon Shield. Ceea ce pe mine e 2016 din nou, adică sunt hooked, vreau să aflu cât mai multe informații, vreau să știu despre ce e vorba în aceste jocuri, pentru că avem o nouă generație și după cum știți, generația 7 se va termina odată cu update-ul acestor jocuri. Și chiar vreau să-mi dau părerea în legătură cu generația 7, pentru că a fost o generație, aș putea spune, destul de interesantă, chiar foarte, foarte interesantă. Și acum să vedem ce se va întâmpla. Să vedem cu generația 8. Totuși, pentru astăzi am pregătit un videoclip mai special, să-i spun așa. Nu e neapărat special, e o idee care este pe YouTube-ul din alte țări deja, deci nu e nimic original. O să las în descriere ideea și canalul de YouTube al celui care a avut ideea, Hoodlum's Crafty, cum era cunoscut acum ceva timp, acum e Hoodlum Callum, numele lui, precum și alții care au mai făcut. Bine, nu o să le pun celorlalți, doar celui care a avut ideea, normal, pentru că și template-ul pe care l-am aici, pe care o să-l las, template-ul o să-l las, am presa în descriere, o să iau link-ul și o să-l pun în descriere, pentru că e pentru toată lumea până la urmă și vă puteți face și voi acest lucru, trebuie să aveți însă Photoshop ca să poți să, trebuie să legați toate. Asta este vorba despre starterii celor 8 generații, cum îi am ranked pe fiecare generație în parte. Practic, de la generația 1 până la generația 8, luăm toți starterii și pun primul, al doilea sau al treilea, care sunt favoriții mei din fiecare generație. Și aș putea spune, după aia pot să dau și părerea cu care este preferatul meu of all time. Să începem cu generația 1, pentru că normal cu asta vom începe. O să apar acum pe ecran cei trei Pokémon din această generație și ei sunt selectați automat pe principiul Grass, Fire, Water. Deci nu o să fie, deci pot să-i mut de sus până jos, unde vreau eu. Ei bine, în generația 1 trebuie să spun un lucru. Îmi plac toți trei. Deci n-am absolut niciun, îmi plac toate formele lor. Trebuie să recunosc însă că am favorit din fiecare din cele trei linii. De exemplu, în linia lui Bulbasaur, cel mai mult îmi place de Bulbasaur. În linia lui Charmander îmi place cel mai mult de Charizard. Iar în linia lui Squirtle îmi place cel mai mult Wartortle. Deci, practic vine așa, prima formă, după aia a treia formă, după aia a doua formă. Totuși, normal, când fac rankingul acest Pokémon, o să fac rankingul și la evoluțiile lor, în afară de generația 8, unde nu știu deocamdată ce evoluție au, însă o să
o să fac un ranking preliminar cum ar veni înainte de să avem și evoluțiile, poate să se schimbe în generația 8-a. Bun, în mod normal ar trebui să mut Charmander sus sau jos, sau însă în situația de față nu prea n-aș schimba nimic aici. Bulbasaur îmi place cel mai mult dintre toți, chiar dacă Venusaur nu îmi place așa de mult. Ivysaur îmi place, aș putea spune, iar Bulbasaur e, știți foarte bine, unul dintre favoriții mei, așa că e clar că el va fi primul. Chiar dacă Charizard e Pokémonul meu preferat, Charmander l-aș pune pe 2, pentru că nu e la fel de bun ca Bulbasaur. Nu mă lasă inima să pupă Bulbasaur pe 2. N-am cum, plus că Bulbasaur a fost și primul meu starter, deci n-avea, e și nostalgia asta. Iar pe 3 Squirtle, după cum am spus, nu-l urăsc, însă nu e la fel, nu are... Nu-mi place de Wartortle așa de mult cum îmi place de Bulbasaur sau de Charizard, și nici de Squirtle față de ceilalți, Squirtle și Blastoise. Blastoise, Pokémon superb, au mega, toți trei au niște mega evoluții superbe, dar ăsta, în generația 1 nu schimb default-ul cum au fost puși înainte. Totuși, ne vom duce la generația 2, după cum vedeți, iarăși sunt puși Grass, Fire, Water, cum sunt de obicei puși by default. Totuși aici am de spus câte ceva. Îmi plac toți trei la fel de mult. Nu chiar la fel de mult, însă îmi plac. Însă trebuie să recunosc, Chikorita nu mi-a inspirat niciodată așa de multă încredere. Așa că nu neapărat că este destul de simpluț, are niște evoluții destul de simpluțe, îmi plac, nu pot să spun că, dar sunt cam neutru în legătură cu el. Totuși, în ceea ce privește pe Totodile și pe Cyndaquil, e bine, cu ăștia doi știu că am jucat, deși am jucat și cu Chikorita, am impresia, în Gen 2 Games, însă trebuie să recunosc, la un moment dat mi-a plăcut mai mult Cyndaquil, dar îmi amintesc că primul meu starter din Johto a fost Totodile. Știu că mi-a plăcut foarte mult Feraligatr. Feraligatr e un Pokémon așa de superb. Așa că Cyndaquil va trebui să se ducă pe 2 și Totodile pe primul loc. E și puțină nostalgie aici, mai ales în primele generații. De la generația 3 încolo nu mai este nostalgie, pentru că n-am mai jucat. Am jucat după aia, de la generația 3 încolo le-am jucat mult mai târziu. Generația 1 și 2... Starterii ăștia sunt mai vechi, oarecum. Deși și Cyndaquil și Typhlosion îmi plac foarte mult. Nu prea îmi plac formele lor în 3D după X and Y. Le-au scos focul ăla și cam nașpa. Dar Feraligatr a rămas preferatul meu încă până acum. E și probabil competitiv cel mai bun, deși competitivul nu prea are nimic de a face cu chestia asta. Bun, ne ducem către generația a treia și din nou, aici este o situație nu prea grea pentru mine. În generația a doua a fost o situație grea între Totodile și Cyndaquil, oarecum, dar aici cam știu cu cine. Știu că am început cu Torchic și încă Blaziken încă e favoritul meu, adică nu pot spune că Blaziken, pot spune că Blaziken e starterul meu favorit din generația asta, adică nu îmi place extrem de mult. Cât despre Tricow și Sceptile, mi-a plăcut foarte mult în anime și are extrem de mult a face cu chestia asta. Nu sunt extrem de mare fan, nu pot spune că sunt mare fan al lui Sceptile, însă îmi place mai mult decât Swampert și decât linia lui Mudkip. Nu mi-a plăcut niciodată Mudkip, n-am intrat în febra mimului cu I like Mudkips. Niciodată, n-am fost genul ăla de om, nu mi-a plăcut. Nu e vorba că nu îmi place deloc. Nu-l urăsc sub nicio formă, n-am absolut nicio treabă cu el. Sunt ca și la Chikorita și la Squirtle cam neutru așa. Adică, ok. Deși la Squirtle îmi place puțin de el, e mult mai sus decât Chikorita și
fi Mudkip în, dacă ar fi să iau pe ăștia de pe locul 3. Dar cum am zis, Sceptile, știu că mult ăla le plac, însă pentru mine e Torchic și linia lui Blaziken, că asta e. Da. Acum urmează o parte care cu siguranță nu o să vă placă deloc. Generația 4. Dacă aș putea să fac chestia asta, aș face-o, din păcate. Nu-mi plac, nu prea-mi plac. Deci există, nu știu de ce, este în mintea mea, niciodată nu mi-a plăcut starter din generația 4. Pur și simplu, nu i-am văzut ca fiind niște design-uri noi. Turtwig arată prea mult ca Bulbasaur, însă tocmai lucrul ăsta parcă îmi place la el. Dar trebuie să recunosc, primul starter al meu a fost Chimchar. Infernape a fost mișto în anime, mi-a plăcut foarte mult de, mi-a plăcut povestea, povestea a fost foarte frumoasă. L-aș pune pe Chimchar primul, nu neapărat pentru că a fost primul starter pe care l-am ales în, Sinnoh. Pur și simplu, îmi place linia aia parcă mai mult decât linia lui Turtwig și a lui Piplup. Turtwig, îmi place de Turtwig, dar nu-mi place cum evoluează. Evoluțiile sunt absolut... Torterra nu mi-a plăcut niciodată, e și slab competitiv, e și... se transformă, păi, prea mare, adică mai ales, iar de Grotel nu mai vorbesc. Grotel arată mult prea mult, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată. Că despre Piplup, Piplup nu mi-a plăcut niciodată, adică era iarăși un pinguin, mai în anime n-a evoluat deloc, iar Primplup arată ciudat. Empoleon arată mișto, trebuie să recunosc că Empoleon arată mișto, dar nu... n-are redeeming qualities deloc, n-are pentru mine cel puțin, nu are calitatea aia și trebuie să pun pe Pipla cel mai jos, n-am, probabil unul dintre cele mai, dacă în legătură cu Chikorita și cu Mudkip sunt neutru, cu Pipla chiar sunt puțin mai jos, adică cam pe la negativ, așa, asta e situația. Turtwig, după cum am spus, faptul că primul lui stagiu este redeeming quality-ul lui, adică e acolo mai sus decât Piplup, pentru că măcar îmi place extrem de mult prima lui formă. La Chimchar îmi plac toate trei formele, chiar și Monferno, dar tot nu la fel de mult ca ceilalți trei de dinainte, cum ar fi Bulbasaur, Totodile and Torchic. Și cred că cam atât despre generația 4, dar generația 4 trebuie să recunosc starterii care nu-mi plac mai deloc. Și multora le știu că le plac. Asta e, o să primim mult hate, dar asta e situația. Generația 5. Deși generația 5 știu că multora nu prea le-a plăcut, nu prea le-a plăcut cum arată evoluțiile sau Pokémon sau, mă rog, starter în general, măcar doi dintre ei mi-au plăcut foarte mult. Doi dintre ei mi-au plăcut foarte mult și de aceea pentru mine, starterii din generația 5 sunt chiar și peste generația 3, dacă aș putea spune așa, deși generația 3 este extrem de puternică. Să vorbim despre Tepig, în primul rând. Tepig este cel care nu-mi place nici cei 3. E clar, nu, de ce. Ajunge să fie un porc mare, un bor, firefighting din nou, are un shiny destul de interesant. Îmi place shiny-ul lui, însă cam atât, nu prea ce spune despre Tepig. Dintre Snivy și Oshawott, aici a fost întotdeauna problema mea. Îmi plac amândoi, mi-au plăcut amândoi în anime, au personalități diferite, personalități interesante, personalități care ies în evidență și îmi plac evoluțiile amândurilor, chiar dacă unul ar spune că Samurott arată ciudat, de ce e în patru picioare, mie îmi place, e un Samurai Otter, chiar mi-a plăcut totdeauna, iar Serpirio e senzațional, chiar senzațional. Totuși, diferența dintre ei doi și aici este foarte greu, aici e foarte greu să fac diferența aia, i-aș pune amândoi pe primul loc dacă ar fi. Însă, din păcate pentru Snivy, Oshawott mi-a plăcut mai mult în anime decât Snivy. Chiar dacă Snivy are o personalitate extrem de mișto și în anime, Oshawott parcă mi-a plăcut mai mult, parcă
place mai mult când mă uit la el, nu știu. Eu, deși, cum am spus, aș putea să-i pup pe unde pe primul loc. Am doi îmi plac. De mult și liniile lor. Chiar dacă e adevărat, Serpidior e mult mai bun în battle decât Samurott. Samurott e garbage. Asta e situația. Bun. După generația 5-a, care a fost o generație bună pentru mine, ca în ceea ce privește starterii normal, vine generația 6-a și avem din nou o generație a 4-a. Totuși. E un redeeming quality aici în generația 6. E ceva care pentru mine stă mai sus decât puțin decât generația 4. Despre ce vorbesc este linia lui Greninja. Lui Froakie, aș fi mai bine să spun. Froakie, bine, îmi place mult mai mult decât îmi place 5 ani în generația 4. Froakie și linia lui Greninja, Shangelu Greninja. Greninja în anime a fost superb, e o poveste foarte interesantă. Greninja este chiar unul din favoriții mei, n-aș putea spune top, nici top 20 n-aș putea spune, dar este unul dintre dintre Pokémonii pe care îi apreciez extrem de mult. Chiar îmi place mult de el. Că despre ceilalți doi, este greu să pun pe cineva pe locul 2 și 3. I-aș pune pe amândoi pe 3 dacă m-ați întrebat pe mine. Deci nu-mi plac niciunul din ei, totuși. Pentru că Chespin mi-a plăcut mai mult în anime, Chespin o să fie pe locul 2 în lista asta. De ce? Pentru că cel puțin Chespin, prima forma lui îmi place. Deși și prima forma lui Fennekin îmi place. Fennekin evoluează mult mai horrendous decât evoluează Chespin. De adevărat, nici Chespin nu are o linie de evoluție extrem de bună. Nu-mi place cu Eladen și nici Chesnaught așa de mult. Deși îmi place mult mai mult Chesnaught decât îmi place Delphox, care, fiind serios, arată ca o... Nu mai vreau să spun ce, însă nu îmi place deloc Delphox. E un mistake, pur și simplu. E transformatul... Te uiți la Fennekin și după aia să vezi Delphox, e cam prea mult, părerea mea. Și cam asta cu generația 6. Generația 6 măcar are redeeming quality-ul că l-are pe Greninja. Și poți să-l aleg pe Greninja. Întotdeauna. Generația 4-a... Mă glali pe Chimchar, dar cam asta e și trebuie să stau cu Chimchar, că asta e situația. Bun, acum venim la o generație mai, chiar ultima, care se termină acum, generația 7-a. Și știu, favoritul tuturor este Rowlet. Clar, asta se cunoaște toată lumea. Paplio însă îmi place de asemenea. Litten, nu mai vorbesc, și Litten îmi place. Și pot spune că toate liniile lor de CGI, Incineroar și cu Primarina, îmi plac toți trei. Deci nu pot spune nimic negativ despre niciunul din ei. Chiar îmi plac toți trei. Numai că am și o listă nedevărat. Deci Paplio o să ia locul, ultimul loc, deoarece parcă evoluția lui e... nu mă atrage pe mine. Se feminizează, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, însă parcă nu mă atrage pe mine. Rowlet locul 2. Rowlet, trebuie să recunoaște-l. Dacă l-ai ca favorit pe Rowlet și de CGI, nu e nimic wrong în chestia asta. E super, arată extrem de mie. Chiar mi-a plăcut că a schimbat typing-ul din grass flying în grass ghost. Foarte interesant, ne-a luat cu toți prin surprindere chestia asta. Însă, aici mă duc la inima mea, Litten și Incineroar sunt favoriții mei. Am fost Team Litten de la început. Am obișnuit să fiu fan wrestling înainte, acum vreo 10 ani, așa. Să am un Tiger Wrestler e un fel de dream, un fel de vis pe care l-am avut, adică, și mai ales după introducerea în Smash-ul lui Incineroar, fiind un Incineroar main, avându-l ca main, am început să-mi placă și mai mult. Pur și simplu, e
extrem de animat în sine în Smash. I-a dat un nou feeling de popularitate în sine și trebuie să recunosc că chiar îmi place din sine foarte mult. Știu că multora nu prea le face, iarăși firefighting. Totuși pot spune că în sine putea să fie foarte bine firefighting. Dar la Fire Dark știau extrem de bine că lumea nu o să accepte chestia asta, să fie iar firefight. După ce am avut 3 la rând înainte, în generația 3-a, 4-a și a 5-a. Acum însă avem Fire Dark și lore-ul lui, adică explicația fiind un heel wrestler, are sens, are extrem de mare sens. Chiar îmi place. Îmi place cum l-au făcut și mai ales cum l-au introdus în Smash. E foarte interesant. Bun. Și acum generația 8 cu noi Pokémon despre care o să mai vorbim. O să mai discutăm poate în următorul video despre care am spus că poate o să apară, nu știu când. Dacă o să apară, nu probim nimic. Generația 8 a Grookey, Scorbunny și Sobble. Trebuie să recunosc, înainte când am văzut trailerul, nu eram așa încântat de designul lor, adică îmi plăceau, i-am văzut, dar parcă nu eram așa cum eram când i-am văzut pe cei din generația 7. Dar între timp, văzând mai multe videoclipuri și văzându-i mai mult și văzându-le artul mai multe designuri făcute de fani și arturi diferite, trebuie să recunosc, chiar îmi plac toți trei. Adică îmi plac, nu pot spune că egal, pentru că o să vedeți cum o să-i aranjez, însă da, îmi plac, nu pot spune nimic. Bine, după cum am spus, generația 8 va depinde și de evoluțiile lor, poate să se schimbe chestia asta, poate să ajungă Fennekin, pentru că și în generația 6 mi-au plăcut toți trei și a văzut ce au ajuns Chespin și Fennekin. Din păcate, asta e. Totuși, Grookey este cel care nu-mi place cel mai puțin dintre cei trei. N-am niciun reason, pur și simplu faptul că pur și simplu îmi plac ceilalți doi mai mult. Sobble este al doilea, iar Scorbunny este primul. Știu că Sobble este favoritul tuturor, cunosc chestia asta, dar mie îmi place Scorbunny. Bine, și Scorbunny, amândoi Sobble și Scorbunny sunt favoriții publicului. Grookey e cel mai jos din câte știu eu. Scorbunny îmi place ideea de un bunny cu un iepure cu energie, un iepure Firestarter. Ceea ce știam că la un moment dat se va întâmpla, pentru că toți starterii de foc sunt bazați pe zodiacul chinezesc, chiar iepurele este unul din animalele care sunt acolo. Dar îmi place design, nu pot spune că... Depinde să vedem ce va evolua. Extrem de mult la Fire Types depinde în ce vor evolua. Din câte am auzit că e bazat pe fotbal, Scorbunny, Sobble e bazat pe cinematografie, pe teatru, iar Grookey e bazat pe drummer, adică toboșar, fiind trei lucruri pentru care Marea Britanie, Gala Region, sunt cunoscuți pentru, adică fotbal, teatru, adică Shakespeare și drummer, Beatles, Ringo Starr și toate treburile astea, trupe de muzică, practic. Ar fi interesant să fie chiar asta, Dim, pentru că și generația 7 are un Dim, generația 7 are Dimul de circus, adică circ, practic, wrestler, aruncător cu arcul și, mă rog, de asta care face baloane și, mă rog, face entertainment cu care face baloane și se sparge, mă rog. Iar generația 6 știm foarte bine cele trei RPG classes, clasele de RPG, asasin, paladin și cu vrăjitor, mage.
Iar generația 5 știm că e bazat pe țări. Pe țări, Oshawott fiind Japonia, Snivy fiind Europa și Tepic fiind China. Cred că și băieții ăștia din generația 8 o să aibă un din. Sper să fie chiar ăsta, cu entertainment, practică. E fotbal, teatru și muzică. Ar fi chiar interesant să fie chiar asta. Chiar ne-ar plăcea. Și da, până la urmă, Scorbunny primul, Sobel, care e adorabil. Deci tot trei sunt adorabili. Deci nu înțeleg de unde toată chestia asta cu că nu mai au design, că nu știu ce. Nu? Sunt, arată diferit. Uitați-vă la coloring-ul lui Scorbunny. E diferit față de tot ceilalți care au mai fost până acum. E alb cu urme de portocaliu. Sobel, e adevărat, sunt unele chestii care arată la fel ca la ceilalți starter, sunt unele chestii care dau spre ceilalți starter, însă nu e la fel de obvious, se vede că sunt design-uri noi. Acum, uitându-mă la lista asta, după cum vedeți, vedea, pe primul loc e doar un singur starter de greasă, e doar Bulbasaur. În rest, am 3 de apă și 4 de foc. Cel puțin până acum, nu se știe, în generația 8 poate să se schimbe, poate Grookey să fie cel mai șmecheră gorilă și să fie pe primul loc după aia și Scorbunny să fie cine știe ce abominație. Dar există un, cum să spun, un fel de balans, ceea ce îmi place că e un balans între alegerile mele, ca și în afară de Bobo, care e primul acolo, alternează grass type-urile, alternează, sunt grass type-urile sunt în mijloc de obicei, iar fire și water alternează în afară de generația 1 și generația 8, unde acolo, mă rog, e mai diferit, și mă rog, și generația 2, unde e Chikorita mai jos, dar sunt mulțumit cu lista asta. După cum am spus, o să las în descriere link-ul pentru a găsi fișierul PSD, fișier PSD pentru Photoshop. Și bine, puteți și de obicei acest video trebuie în acest video, după acest video ar trebui să tăguiesc pe cineva, să spun dacă alți pocketuber din România trebuie să facă chestia asta. Practic, cine vrea să facă, să facă. Nu am nume pe cine să tăguiesc. Și cam asta e videoclipul. După cum am spus, nu știu când o să poste și videoclipul în care să am discuția despre generația 7 și generația 8, dacă practic suntem în zona aia de tranziție. Dar sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Liviu și ne vedem data viitoare. Și încă ceva. Am o pagină de Facebook dedicată canalului în care nu intră nimeni, din păcate. Și chiar aș vrea să postez lucruri acolo, însă dacă nimeni nu se uită, am ce să postez. Așa că, dacă vreți, în descriere este link-ul, intrați, dați un like la pagina de Facebook, acolo putem să mai vorbim despre lucrul, poate postez des și avem discuții, însă în principiu cam asta am avut de spus. La revedere!